Mă bucur că am ajuns și la tine. În Șura Mare. Păi am mai fost, nu poți zice că în sfârșit. Da, da. Am mai fost. În sfârșit acum. Pe anul ăsta. Pe anul ăsta, da, corect. Deci văd că ai început să lucrezi bine, sincer. Ai rupt și lăstarii la timp. Planta e ok. Mai nu te-a lăsat ploaia. Au fost foarte multe ploi, nu? Da, și nu te-au lăsat să lucrezi în jurul plantei. Ai intervenit toată cu freza, nu? Da, da. De două ori. De două ori? Da. Dar acum în jurul plantelor, neapărat urgent. Acum vine cu sapa, ne-am apucat de acolo, da? Să vede. De sâmbătă? Sâmbătă e totul. O să fie frumos totul, da. Perfect, nu? Da, da. Bravo. Frumoasă zona asta, atât de fain e aici sus pe colină, extraordinar. Extraordinar. Îmi place foarte mult. No, cât are tulpina la copacul ăsta? Ia să vedem. Cât are? 4. 4 în cât timp? De când au plecat în vegetație? Nu discutăm de când ai tăiat tehnic. O lună? Cam așa, 3 săptămâni, că a fost frig. Păi da, au fost și câteva grade. Nu? Da, da, au fost și 7, 8 grade. Și noaptea? Noaptea, e asta. Da, până nu are 15 grade consecutiv 10 zile, nu pleacă în vegetație. Dar acum... Acum s-a văzut de 2-3 săptămâni, a început să crească lăstarii. Păi acum, acum are forță, care și frunze. Cât are frunze? Ia să vedem. Aproximativ. 50. 50, bravo. No. Iar începe să plouă. Deci sâmbătă zici că faceți curat. Dacă eliminați toate. Eliminați. Așa e programat. Bravo. Eliminați toate plantele din jur, inclusiv cele de paulonia care o dar noi, ca să lăsăm să crească doar sistemul central, adică trunchiul. Bine? Da, da. No, numai bine.